Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul colonel Mihai Lungu, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și doamna Serge Major Magdalena Hatnean, purtătorul de cuvânt al inspectoratului. Domnul inspector șef, ne-am făcut intrarea cu prima parte, da, intrarea dialogului. Poate părea o întrebare, eu știu, nedreaptă, incorrectă, poate puțin naivă. Ați participat la foarte multe misiuni internaționale și naționale și în județul Suceava. V-ați pus vreodată întrebarea, atunci când a trebuit să executați o misiune, dacă este moral să acționați sau imoral? Are dreptul? V-am spus că întrebarea s-a putea nedreaptă, pentru că până la urmă există o ierarhie și vorbim despre sistemul militar. Să știți că la un moment dat legalitatea prevalează orice și condiția și principiul legalității este fundamental în desfășurarea activităților. Moralitatea e un aspect pentru mine subiectiv. În funcție de, contează foarte mult de ce parte ești, ce înseamnă moralitate și ce înseamnă, eu știu, imoralitatea unor acțiuni. Cred foarte mult și mă ghidez foarte mult pe ceea ce, înseamnă acest principiu al legalității. Eu mă refer și la evaluarea unui ordin primit astăzi. Sistemul unitar, să știți că nu permite ceea ce înseamnă asta. Evaluarea. Eu v-am spus că întrebarea poate părea unui ordin. Dar prevederea legală, norma legală precizează faptul că atât timp cât un ordin este vădit ilegal, militarul nu este obligat să-l execute. Dar asta presupune că militarul își cunoaște foarte bine atribuție, cunoaște prevederi legale, incidente, activității sale și are capacitatea de a discerne ilegalitatea unui ordin. Eu vă spun că în cei 20 de ani de carieră militară nu m-am întâlnit cu ordine care să fie ilegale. Deci nu m-am întâlnit cu ordine care să fie ilegale. Da, am fost în situații în care a trebuit să evacuăm o familie dintr-o casă care a fost supusă unei execută judecătorești. Dar, reiterez, aspectul de legalitate era prezent și nu am pus în analiză moralitatea acțiunii. Mă întreb o chestiune care pentru mulți oameni e deranjantă. Pentru cei care sunt de bun simț, de cei care sunt corecți față de semenilor, în ultimii ani a apărut și nu numai în țara noastră această modă a protestelor spontane. Cum le gestionați? Cum le priviți? Eu unul pornesc la ideea că nu sunt de acord. Da, eu... Indiferent ce spun protestatari, indiferent pentru ce, care este miza lor, totuși. Eu plec de la aspecte de legalitate cu ce înseamnă obligațiile prevăzute din legea 60. Dreptul de exprimare este garantat și aparține oricărui cetățean. Totodată, toți cetățenii români suntem obligați să respectăm legile și prevederile legale incidente acestor tip de activități. Legal, în cazul unui protest spontan, avem obligația de a asigura măsurile de ordine publică pentru a preîntâmpina orice tulburare a liniștii ordinii publice, de a garanta acest drept de a-și exprima opinia și dreptul de a protesta, dar totodată li se pune în vedere faptul că activitatea dânșilor contravine prevederilor legale, li se comunică pașii pentru desfășurarea unei activități în condiții de legalitate și dacă este cazul se dispun măsuri de sancționare sau de întrerupere a unei manifestații care tulbură grav ordinea și liniștea publică. Nu știu de când n-am mai auzit de un protest. De fapt, cred că a fost protestul Sanitas de acum 2 săptămâni, care consider că a fost legal cu acea
hârtie, acel document obținut de la primărie și așa mai departe. Să știți că prin compartimentele specifice, atunci când avem la cunoștință despre intențiile desfășurării unor manifestări publice, luăm legătura cu organizatorii anterior desfășurării manifestațiilor de protest sau culturale artistice, le punem în vedere ce înseamnă obligațiile legale și au fost extrem de puține situațiile în care aceștia nu au respectat sau nu s-au conformat în aplicarea sau și în respectarea acestor obligații. În ceea ce privește manifestările spontane, foarte multe se regăsesc în zona acestui activism civic, care sunt destul de, de dificil de digestionat, pentru că nu persoane participante, da? Exact, persoane participante nu răspund în permanență solicitărilor de intrare în legalitate, nu și asumă organizarea acestor tip de activități și este foarte greu de identificat un lider sau o persoană responsabilă care să-și asume această responsabilitate de asigurare legalității. Doamna Serge Major, cum priviți acest fenomen ca un om tânăr care pășiți în această carieră? Consider că oricine are dreptul să își expună nemulțumirile legate de problemele sociale. În ultima vreme au fost foarte multe proteste spontane, așa cum le-ați numit dumneavoastră, legate de problemele privind tăierile ilegale de arbori. Mm-hmm. Și atunci consider că fiecare are dreptul să își exprime în mod public aceste nemulțumiri. Eu mă refer la acele manifestații care blochează drumuri, căi de acces și așa mai departe. Eu poate nu mă interesează. Să știți că principial nu poți opri o ilegalitate printr-o altă ilegalitate. Da. Și doi, toți cei care comit sau desfășoară acest tip de activități ar trebui să țină cont și de drepturile celorlalți cetățeni. Dreptul de la libera circulație. La asta mă refer, da. Deci, fără doar și poate, ideea de blocare a unei căi de comunicație nu poate fi acceptată și nu poate fi asigurată prin prezența unei forțe de ordine. Obligația legală, așa cum am spus mai devreme, este aceea de a asigura libertatea fiecărui cetățean dar și exercita drepturile pe care le are conferite prin Constituție. Bun, atunci când avem un astfel de manifestare, un protest da. Spontan, și nu vorbim de 2-3 persoane, de 2.000-3.000 de oameni, care sunt sentimentele care încearcă pe un jandarm? Eu știu, un fel de reținere, un fel de teamă sau teama de a nu greși cu ceva? Nu, cred că sentimentul principal este acela de a-și face datoria. Și datoria este generată și de ordinele și de dispozițiile primite. Pentru că sunt modul de abordare al protestelor diferă, așa cum am discutat anterior, diferă de situația operativă în care ne regăsim. În mod sigur, într-un fel tratezi 50 de persoane și într-un fel tratezi 10.000 de persoane. Ca și una este să ai o tulburare a ordinii publice, așa cum am spus, cu un număr limitat și alta este să ai o tulburare care implică un număr de ordinul miilor. Și atunci sentimentul este acela de a respecta și de a-și asigura legalitatea acțiunilor. Cel puțin după aceste principii m-am ghidat și ne ghidăm în cadrul inspectorului de general județean Suceava. Domnul inspector șef. Vă rog. Care e raportul șanselor, mă refer la mine, șansele mele, să ajung mai repede în mașina în duba jandarmeriei dacă protestez cu 3 persoane sau cu alături de 10.000 de persoane? Raportul? Pentru că acolo deja dispare. Începe să ia foc, să se aprindă, spiritele în zona rețelelor sociale și... Nu, raportul este generat de răspunsul noastră la respectarea obligațiilor legale. Pentru că și la cei 10.000 de oameni și la cei 3 oameni există obligativitatea de a respecta prevederile legale și, doi, de a respecta dispozițiile organizatorului sau forțelor de ordine așa cum este prevăzut în legea 60. Raportul este generat de acest răspuns negativ sau modul de
răspuns la solicitări respective. N-am înțeles. Este greu de estimat procentual. Da. Imposibil. Cu cât mai gălăgios sau cât mai tulburent, cu atât mai repede, nu sau cum? Evident, cu cât se tulbură mai grav ordinea publică, cu atât obligația mea este, obligația noastră de a restabili ordinea publică. Bun, am sentimentul că se lucrează așa, pe o sârmă, ca la circ. Nu. Pentru că atât timp cât, clar, ați spus-o, adică am pus în discuție acest lucru, manifestarea, da? Protestul nu este legal, da? Nu întrunește condițiile legale. Da. Așa. Trebuie să lucrezi cu persoana respectivă sau cu persoane respective, eu nu știu, stai la marginea prăpastei, da? Pentru că astăzi spiritele se inflamează foarte rapid, da? Și atunci de ce trebuie eu să joc? Când trebuie să apăr legalitatea, da? Trebuie totuși să am grijă să nu opresc ilegalitatea cu altă ilegalitate. Pentru că fundamental nici eu nu pot acționa printr-o ilegalitate sau printr-o abordare greșită. Doi, așa cum am spus mai devreme. Deci dreptul... eu ca structură, da, pentru păstrarea ordinii publice sunt pus în această situație, pentru că eu știu statul sau mă rog alte instituții nu reușesc să impună. Doamne, eu sunt de acord cu ce vrei tu să protestezi. Sunt de acord că nu ai salariu suficient. Dar du-te la primărie, scoate o hârtie și spune cine răspunde. Dar cine... să știți că în esență, dreptul cetățeanului de a protesta este garantat, cu respectarea unor condiții legale. Faptul că alege un mod de eludare a acelor dispoziții nu înseamnă că imperativ necesar măsurile sunt acelea de a restabili. Se poate ajunge la acel element de dialog care îi pune în vedere aplicarea și respectarea măsurilor legale, se poate ajunge la o decizie de suspendare sau, eu știu, de punere în legalitate, dar acest mod de abordare sau de impunere într-un mod brutal al legii s-ar putea să aducă mai multe repercursiuni pentru viitoarele tipuri de activități de acest gen. Doamna Sergie Major, deci cu disponibilitatea pentru dialog la infinit din partea jandarmului. Exact, și cetățeanul trebuie să respecte indicațiile. Dar dacă e încăpățânat și nu vrea? Se adaptează. Atâta timp cât a ales să protesteze, trebuie să se adapteze indicațiilor forțelor de ordine și recomandărilor acestora. Da. Domnul inspector șef, dacă vreți răspuns, dacă nu... Nu știu dacă ați obținut ceea ce vreați de la noi sau ca și răspunsuri. Nu, eu din perspectiva asta am făcut această întrebare pentru că poate sunt un pic mai... mai pornit, dar e o nedreptate aici. Să știi, repet, sunt aspecte subiective în ceea ce înseamnă, pentru mine sunt aspecte subiective în ceea ce înseamnă această nedreptate, pentru că fără a mă repeta, într-un mod acționez când ai 30 de persoane și impactul acestora este limitat în tulburarea sau în împiedicarea de exercitării drepturilor altor cetățeni și altfel este abordarea, repet, atunci când ai un număr mult mai mare de oameni. Pentru că cei turbulenți se ascund după 10.000, exact. Psihologia mulțimilor este foarte complexă, dar inclusiv regulile de intervenție stipulează ceea ce înseamnă modurile de abordare și modul de intervenție în situații. Știți foarte clar că nu se poate interveni fără un dialog prealabil, fără o somație, fără o încercare. Intervenția pentru restabilirea ordinii și liniștii publice este ultima soluție. În permanență este ultima soluție, intervenția în forță mă refer. Da. Este ultima soluție abordată și adoptată de către elementele dispozitiv. Nu știu dacă puteți să vă spuneți, să vă exprimați o opinie, dar e un studiu de caz ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite? Da. Da? Da, este un studiu de caz. Da? Este un studiu de caz. Da. Este un studiu de caz pentru că arată ce se poate întâmpla în condițiile în care o mulțime pătrunde în spațiile unui obiectiv de importanță strategică. Până la urmă, Congresul American este pentru mine, este un obiectiv de importanță strategică și arată
ca și studiu de caz, ce înseamnă lipsa pregătirii unei misiuni de către forțele de ordine. Da. Este pe, da, ca să vă răspund, da, este un studiu de caz foarte, foarte potrivit. Bun, în tot, după tot ceea ce ați spus, în perspectivă va fi grea viața jandarmului sau jandarmilor? Să da, știți că una, da. Grea nu știu dacă va fi. Pentru dificilă, că, complexă? Până la urmă suntem pregătiți pentru ceea ce, mm-hmm. pentru ceea ce trebuie să facem, pentru misiunile noastre specifice. Nu cred că va fi pe atât de grea pe cum credeți dumneavoastră. Da? Doamna Sergeanajă. Cred că vor exista misiuni sau activități care probabil vor necesita un grad de atenție mai sporită, un grad de atenție mai sporit, dar gradul de pregătire își va spune cuvântul. Da. Atunci când se întâmplă, eu știu, chestiuni mai puțin plăcute, sunt situații la nivel național, în județ, de obicei, rapid, se cere capul șefului. O temă pentru purtătorul de cuvânt. Cum credeți că trebuie abordat acest chestiune? Bine, nu vorbim numai despre structurile militare. Și într-o comunitate, dacă se întâmplă, primarul trebuie să-și dea demisie, dacă nu, ministrul, dacă nu, mă rog, a greșit cineva undeva la... Trebuie să existe un dialog permanent între purtătorul de cuvânt și șeful unității sau structurii respective. Și atunci trebuie expus adevărul în fața oamenilor și cred că în această manieră se poate rezolva problema. Iată adevărul, domnule inspector șef. În general, județul Suceava a fost... liniștit, din acest punct de vedere. Au fost câteva evenimente și repede la inspectorul șef. Trebuie să plătească pentru 2-3 greșeli. Evident, nedorite de nimeni. Cum priviți? Cum vă duceți acasă? Mulțumiți? Nu, cred că totuși cei care... cred că această demisie ar trebui să fie... sau da, această demisie ar trebui să fie solicitată de cei care au competența și au capacitatea de a analiza faptele petrecute. De obicei, jurnaliștii, de regulă. Jurnaliștii cer primii demisia cuiva. Demisia dacă ministrului, premierului, senatorului și așa mai departe. Dacă jurnalistul are competența de a o cere, să o ceară atunci. Și are expertiza necesară de a o cere. Nu uitați că sunteți în vizită. Știu. Tocmai de aceea o spun așa, da. Mai printre dinți. Dar nu. Cred că fiecare ar trebui să fie conștient de acțiune, de propriile acțiuni. Și atunci, dacă prin propria evaluare consideră că a greșit sau că a emis dispoziții care contrare legii și care au provocat daune iremediabile, da, ar trebui să existe acea demisie sau, da. Eu știu, până la dispoziție de onoare. Dar asta în condiții în care acțiunile proprii au fost consecința sau au produs consecința care a dus la solicitarea acestei demisii. Sau până la dispoziție. Da. Sau îndepărtare din post. Sau. Da, sau. De fapt vorbiți în termenii dumneavoastră. Luăm a doua pauză de publicitate, revenim, doamnelor și domnilor, imediat.